Fac asta de 8 ani de zile. Am învățat în America. Am studiat acolo vreo 2 ani. Am învățat unul dintre cei mai mari artiști ai Americii, Jared Dahl și Scott Hansen. În America, fiind student, cu programul Work and Travel, i-am muncit vreo 3 luni în bucătărie. Eram în Keystone, Dakota de Sud, lângă muntele Rasta. Și era acolo Jared Dahl, cel care m-a învățat pe mine. A avut răbdare, m-a învățat. După ce s-a terminat programul Work and Travel, am rămas ilegal în America. Am stat vreo 2 ani, pentru că am descoperit meseria asta. Și când am crezut eu de cuvință, așa că am învățat cam tot ce este de învățat despre sculpturi, m-am întors în țară și am început să practic asta. Asta este o perie de plastic pentru a înlătura negreața și o să rămână maro. Care se pun galbeni sau verzi. Răiul negru unde l-am pus, de aici. Dau doar coada și capul ca să pot da albul. Să prinde, da. Altfel nu prinde albul pe lemn. De obicei lucrez în paltin, nuc și pin. Astea sunt cele mai bune simțime. Orice, începând cu animale, am făcut și chipuri. Foarte mulți urși, vulturi, bufnițe, lupi, mistreți, lei. Bănci, cam orice. Cea mai mare lucrare a fost 4 metri aproximativ, 3 vulturi și un urs în aceea sculptură.